Pe timp, rudele celor morți la Spitalul Sfântul Pantelimon vin cu dezvăluire absolut incredibile. Oamenii acuză că cei internați aici erau legați, ba chiar și bătuți, și că îi rugau să ia acasă pentru că vor fi omorâți. A țipat tatăl meu și plângea să-l luăm acasă, că-l omoară cei de aici, că l-a legat de pat, de mâini, de picioare. L-a tratat urât, că a dat în el cei din... de sus, din terapie intensivă. De la terapie intensivă, că el n-a vrut să stea cu perfuzia aceea, că a zis că îi face rău. Nu știu ce și cum i-a băgat, că n-a vrut să ne dea nimeni nicio explicație ce i-a băgat în vene. Da, nu ne-a permis nici să-l vedem, nici în vizită, nici ora vizitei când a fost, nu ne-a dat voie să intrăm. Doamnă, n-a vrut să stea nimeni de vorbă cu noi. Negonea, pe mama mea a jignit-o, a drăcuit-o, a înjurat-o și a zis pleacă de aici. Eu l-am adus bine. El, până în ultimul moment, înainte să moară cu 2 ore, el a spus, luați-mă că mă omoară, luați-mă că mă omoară, țipa. Și cele de dânsele l-a legat de mâini și de picioare. El a fost legat, a avut carne vie și la mâini și la picioare. El a avut gura ruptă, foarte ruptă, deci nu vă exagerez, dar chiar a avut o foarte ruptă gura. Am înțeles că l-a chinuit foarte mult. Noi n-am avut cu cine să vorbim, sunt conștientă și știu că tatăl meu a fost ucis. Rudele pacienților acuză că cei internați au murit prea repede pentru starea în care erau când au fost aduși la spital. A murit foarte repede și moartea a venit fulgerătoare acestui om. Cine, pentru ce? Cine era? Cumnatul meu. Cumnatul dumneavoastră, câți ani avea? 63 de ani. Și a murit pe cât? Păi l-am adus luni și a murit joi, în 3 zile. Ce v-au spus medicii atunci? Foarte suspectă. Nu trebuia să moară așa foarte repede. Zice că l-a tratat cu ceva, cu o soluție. Da? Dumneavoastră, medicii, când a murit, ce v-au sunat, ce v-au chemat la spital, ce v-au spus? De ce a murit? A murit că... cu infarct. Cu ce problemă a ajuns mai exact la spital? Cu plămânii am văzut. Câte zile a fost internat la ATI? Poftim? 2 zile. 2 zile a fost internat la ATI? Da. V-au chemat cei din conducerea spitalului astăzi? V-au spus ceva? Nimic, absolut nimic. Credeți că s-a făcut vreo greșeală? Normal. De ce? Pentru că am murit prea repede. Iar cele 3 zile în care au murit 17 pacienți par să fie doar vârful icebergului. În urmă cu circa o lună, nu știu să zic o lună și o săptămână, a mai fost o situație când am primit telefoane de la pacienți din internați în spital aparținător, dar și de la infirmiere, asistente medicale și chiar un medic care mi-a spus că miroase în spital a cadavre umane, mai ales vine mirosul de la morgă. Și într-adevăr așa era, în apropierea morții era și o autoutilitară pentru transport persoane decedate, cu număr mai mare. Morga spitalului era plină, am înțeles, până la urmă erau și pe jos. În spital ar fi existat 46 de decese. M-a șocat acest, pentru că eu am situația deceselor în general la spitale. Acest număr nu s-a mai întâlnit decât în perioada pandemiei, iar la acest spital nici măcar în perioada pandemiei nu mureau atâția oameni.